Salutare hutinașilor și bine v-am găsit la un nou episod cu Granny Multiplayer în Roblox. Înainte să începem acest episod, vreau să vă spun tuturor să mergeți pe primul link din descriere, către Instagram-ul meu, să rupeți acolo butonul de follow pentru că acolo postez toate noutățile și deja suntem 1000 de hutinași și acolo pe Instagram, așa că rupeți acolo butonul de follow și să nu uitați să rupeți și butonul de like și de subscribe. Instagram-ul aveți acolo primul link din descriere. Bom, 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 apăsați follow și haideți să îi dăm biciane, să vedem ce face grenioare. Avem 9000 de biciterei, vedem ce facem, ho, 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 suntem la școliță. Naiserino, Naiserino, practic este ultima zi de școală. Încercăm să salvăm aici pe cineva dacă avem și timp. Avem aici pe Maricica 57, salutare, salutare. Încercăm să o salvăm. Ăla-i ticule, am reușit să o salvăm. Naiserino, asta e închisă, bun, deci practic mai avem aici nevoie de rangă și de carteluță, cred. Și cam atâta. Deci de rangă și de carteluță. Bun, haideți să căutăm ranga. Ranga, ranga, unde este Greniana? Ia uite-o pe Greni, băi, ce fuge. Cotorânțeanu, salutare, salutare. Ia uite aici Greni. Stai să vedem ce nume ai, că nu vedem. Deci Greni 96, 12, 34. Salutare, salutare. Mă uitam acolo în dreapta ca să-i văd tot numele. Îl salutăm cu salutul nostru șmecheros de hudinași adevărați. Practic acum nu am postat pe Instagram pentru că este destul de târziu, este aproape 12 noaptea ceasul și nu am mai postat, dar văd că deja hudinașii și-au găsit loc aici și ea în lobby, deci înseamnă că nu dorm hudinașii. Naiserino, oricum aceasta este ultima zi de școală pentru că vine iarăși o mini vacanță de o săptămână dacă nu mă înșel. Dacă mă înșel să-mi scrieți în comentarii cât o să aveți vacanță hudinașilor, dar eu știu că undeva la o săptămână până începe următorul semestru. Hai să ne uităm pe aici și să vedem. Opa, nu mi-închide ușa în nas. Salutare, salutare, salutare. Salutăm cu salutul nostru șmecheros de hudinași adevărați. Iau aici hudinașii. Nașii, nașii, hudinașii. Și pe unde o fi Cotorânțeana? Hai să o căutăm și pe Cotorânțeană. O, avem și rang aici. Naiserino, și vine și Granny, fugiți hudinașilor că vine Granny. Cum naiba de m-o bătut? What? No, de bugul ăsta n-am auzit niciodată în viață, frate. Ori are hack-uri Granny, ori nu știu. Deci eu eram aici și Granny era în China și practic eu am murit. What the fuck you ia eu? Cum naiba am murit dacă eu eram aici și Granny era acolo la ușă? What? Deci ori era lag, ori Granny are coduri. Habar n-am. Ceva s-a întâmplat. Și acum nu o să mă salveze nimeni. Hai că oricum o să dăm spectate imediat după ce mă ridic de jos. Hai mă, lasă-mă să plec. Ăla-i game over. Bun. Și acum hai să vedem. Dă-mi iarăși play-anul. Și-s curios, frate. Oh, cum s-a prins Granny. Aolo, ce-ai făcut Cotorânțeanu? S-a dat pe aici peste cap. O făcut dublu flip, dublu flick, dublu mic pe grătar și toate cele. Bă, parcă am văzut acolo un... A, era părul. Am crezut că e un ursuleț ceva. Am înțeles. Mamă, ce articulează Granny pe toți. Hai să ne uităm să vedem ce fac restul hudinașilor. A, gata, au ieșit toți sau au ieșit Granny, cine știe. În fine, hai să mai dăm încă un mecean frumușel. Poate o să pice o altă Granny. Să fim și noi fericiți, să putem să câștigăm, să putem să fugim. Și suntem tot la școală. Naiserino, hai să mai dăm o tură la școală. Asta dacă nu o să se schimbe harta, sper să nu se schimbe, pentru că mie îmi place la școală. Mai dăm încă o turiană la școală să vedem care-i treaba. Și băgăm țac, 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 pac, 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 rac, mac, mac. Ia să vedem, parcă e puțin sonorul dat cam încet, ba nu, e ok. E ok, e ok. Acum se alege Granny. Și să vedem, oh, Maricica 57, o picată Granny-oara și nu a vrut să rămână și practic a ieșit, ceea ce-i trist. De ce nu ai rămas, Maricico? Maricico, trebuia să rămâi Granny, Maricico. Hai să vedem cine o să pice Granny totuși. Au, și suntem acum la Granny la viloacă. Suntem la Granny la viloacă și avem un minus un vot. What? Minus un vot, frate. Ia-o pe asta. Ia-o pe asta până mă întorc. Hai, hai să vedem. Cine o să fie Granny-oara? Cine o să fie Granny-oara? Cine o să fie Granny-oara? Parcă văd că eu o să pic. Ba nu. Deci o să fie Danu.
Sper să rămână. Deci de anul 35-41 sau 3541, în caz să fie așa mai spectaculos. Hai să vedem. Rămâne. Ăla-i ticul, eu rămas. Acum sper să nu iasă din meci. Hai să vedem. Deci suntem la Granny la viloacă. Și fugim rapid în dată. Hai să mergem pe aici și să vedem ce găsim pe la etaj. Aici s-ar putea să fie cleștele, nu-i cleștele. Dar am găsit toată. Salutare. Salutăm cu salutul nostru jumecheros de hudin așa adevărat. Și haideți să vedem ce găsim pe aici și nimic. Go. Hai să vedem în cămăruța asta. Aici de obicei găsim un cleștean sau ceva de genul ăsta. Sau o cheiță, doar că nu avem noi noroc. O arbaletă care nu ne prea ajută. Și acum sper să nu dăm de o granny care să ne dea bastârcă peste frezian. Luăm repede cheița. După care mergem să... Nu mai mergem niciunde, fugim de granny. După care fugim de granny. Aolo badroanei. Aolo cotorânțiano. Ce faci cotorânțiano? Mamă că vrea să ne dea peste. Deci vrea să ne dea peste frezian. Da, am scăpat amândoi. Ți-a pe cotoroanțo, ți-a pe cotoroanțo. S-au dus cu filmul ei. Două de cotoroanțo și vezi de treabă. Cam și eu niște treabă aici să deschid un lacăt. Movaliu așa, purpuriu. Haideți să deschidem lacătul purpuriu. Mergem acum, băgăm cheița, țaca pe caracamaca. Păi, suntem din ăștia, lăcătuși. Lăcătuși de meserie. Bam, am deschis asta, mergem pe aici și ea. Ne uităm să nu cumva să vină cotorănțeana să ne dea peste frezian. Și văd că blondina asta se ascunde aici, nu știu din ce cauză. Maricica, ce ai făcut, Maricico? Ce ai pățit, Maricico? Te-ai băgat aici după mașină, ți-e frică de grenioara? Pe păi cum să-ți fie frică? Hai să încercăm să scăpăm totuși, nu? Zic și eu. Hai să ne uităm să vedem dacă mai este bucata de shotgun aici. Dacă nu este... Pentru că pe episoadele trecute, adică pe unul dintre episoade, nu mai era bucata de shotgun aici. A, ba da, era, mă, pardon, dar nu mai puteam să o folosim acolo. Hai să vedem dacă putem să o folosim. Acum mi-am amintit. Nu mai mergea să o folosești aici la piscină. Ceea ce e destul de tristuț. Hai să vedem, să încercăm. Salutare. Salutăm cu salutul nostru jumecheros de hudi așa adevărat. Și haideți să mergem să vedem dacă putem să punem ăsta, că sunt tare curios, sincer să fiu. Dacă merge. Deși ultima dată când am încercat nu a mers. Cine știe, poate acum avem nevoie de cheița de la mașină ca să putem să luăm de acolo robinetul ăsta, să putem să scoatem mizeria asta din piscină. Hai să vedem, da, deci nu mai merge. Am înțeles, el profesore, am înțeles. Hai să ne uităm pe aici și ea, nimic important. Bun, deci acum vreau să iau scândura dacă este aici, da, este aici, bun. Am luat scândura, mă prinde acum Granny. Țaca pe caracamaca, aolo, mi-a dat peste frezian, băi, nu m-am uitat. Am sărit direct după scândură și mi-a dat peste frezian. Hai și ajută-mă, Granny, vino și ajută-mă. Hai să vedem dacă mă ajută. Hai să scriem, cum naiba scriem, stai că nu mai știu cum scriu. Dăm aici și scriem. Help! Hai să vedem dacă mă ajută. Dar ar domnul să mă ajute. Apoi nu mă ajută. Am înțeles. Păi își revine Granny până mă ajută pe mine. Sau mor mai degrabă. Ai, ajută-mă, te rog, eu. Nu mă ajută. Ba, dar m-a ajutat, nu m-a ajutat. Am înțeles. M-o lăsat să mor în chinuri. M-o lăsat să mă distrugă, Granny, să-mi distrugă copilăria. Nu-mi vine să cred. Nu! Granny o ținut cu Granny, practic, pentru că avea același nume. Hai să mai dăm așa un pic spectate să vedem ce mai face. Ne uităm direct pe Granny care ne-o trădat și ne-o lăsat acolo să murim. Nu ne-a ajutat deloc. Deci nu a vrut să ne dea viață, frate. Ăștia joacă împreună să moară Chiquita dacă nu. Hai să ne mai uităm să vedem dacă mai face ceva. Da, oricum nu mai prea are ce să facă. Deci nu mai are ce să facă pentru că din câte văd eu e cam singură. A, uite, da, aici cheița sus, n-ai sărino și putea să ia cheița să scoată de acolo din piscină, dar durează destul de mult timp, are de adus și ciocardeles aici, o grămadă de chestii, hai să-i dăm așa cu liv, ba nu, nu liv, pardon, dăm,
Sau leave? Ce naiba trebuie să dau? A, leave, da, hai să dăm leave. A, și mă scoate afară de tot. A, ok, nu-i nicio problemă, hai că intrăm iarăși. Pentru că vreau să văd dacă o mai băgat ceva pe shop. Sunt foarte curios dacă mai este ceva pe shop. Hai, încarcă-te, încarcă-te, încarcă-te. Acum intră pe server și 1, 2, 3 și hăț, ăsta e frate. Bun, acum ar trebui să apară. Și haideți să vedem dacă mai găsim ceva chestii pe shop. Deci avem love address pe care nu putem să o cumpărăm oricum pentru că e cu Robux. Da, e numai 2750 de Robux, am înțeles, am înțeles. Bun, ok, anul Barosanu, ne uităm pe aici și să vedem ce mai găsim. Ceva bastârci noi interesante, nu prea. Deci la bastârcă nu ne interesează, niște ochi. Băi, niște ochi aș putea să-mi iau sincer. Dar, nea, o să rămân cu ăștia pe care i-am. Hai să ne uităm la Rocky acum. Să ne uităm la Rocky. Oare am zis că strângem pentru Rocky-a lui Slendrina sau Slender. Nici nu mai știu cum scrie Slender aici. Bun, deci Rocky-a lui, adică bine, costumul lui Slender. Dar... Da, nu știu, mă mai gândesc. Momentan am 9222. Hai să ne mai uităm să vedem ce mai găsim pe aici. La 9000, bun, deci și ea. Avem rochia lui Baldi sau costumul lui Baldi. Avem și a lui Jason, dai pe Robux. Și avem flower dress-ul. Bun, black dress. Blue flower dress. Astea sunt aceleași, da. Deci practic sunt aceleași. Hai să ne uităm și la măști să vedem. Deci avem masca, căciulița de rusoaică. Avem masca asta nubumesc, ok, coarnele pe care le am. Deci practic cam am tot. Mai este happy mask care pare interesantă și asta lui Jason, dar toate sunt cu Robux. Ok, anu Barosanu. Deci practic nu o să ne luăm absolut nimic. Mai așteptăm puțin el și o să ne luăm costumul lui Slender cel mai bine. Așa mi se pare mie cel mai ok pentru că, na, arată cel mai bine. Hai să ne mai uităm încă o dată la el. Dăm așa frumușel, ne uităm aici. Deci este 18500, practic am 9222. Încă mai strângem și când o să ajungem la 18500 o să-mi iau costumul lui Slender. Deci practic rămânem la aceeași variantă. Dacă v-a plăcut acest episod, hudinașilor, să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați să mergeți și pe primul link din descriere către Instagram-ul meu, să rupeți acolo butonul de follow. Și noi o să ne auzim pe următorul episod. Pa, pa!